Salutare! Suntem în amurg de zi. Vis-a-vis de noi este Palatul Cotroceni, unde, bine știți, a fost și Iliescu, și Băsescu, și Iohannis este acum, mă rog, este casa de servicii ale lor, ai președinților. În vremuri, acest palat Cotroceni a apărut ierarhiei Catacuzino, nu știu cine, Șerban, Catacuzino, nu știu, sunt mulți. Au fost mulți. Așa. Denumirea de Cotroceni provine de la numele de a cotroci, un verb arhaic, a cotroci, a scotoci sau a se ascunde. Pădurea care înconjoară acest complex era folosită de tâlhari, cei care furau, cei care furau de aici din zona asta a Bucureștiului, furau și ascundeau aici în pădurea asta. Și potera îi căuta, mă rog, ceea ce a spus cotroceni, de la a cotroci, verbul a cotroci, a se ascunde. Da, după 1600, când a preluat acest Cantacuzino, a făcut un fel de complex, cum e acum complex rezidențial. Aici a stat și Liviu Rebreanu și Marin Preda, asta mai mulți, un complex rezidențial, unde s-a înconjurat să nu fie, mă rog, să nu fie atacați. Iar mai apoi, așa cum știți, au devenit case de servicii a președinților. Momentan atât despre Cotroceni. Vom reveni. Zi frumoasă!